Astrologul prințesei Diana a făcut noi dezvăluiri despre familia regală britanică. După ce a prezis boala regelui Charles, Debbie Frank a luat-o în vizor pe soția suveranului, regina Camilla. Familia regală britanică trece prin momente cumplite. Kate Middleton și socrul ei, regele Charles, au fost diagnosticați cu cancer. Debbie Frank, astrologul prințesei Diana, a prezis că suveranul va fi lovit de o boală grea, iar acum a făcut mărturisiri și despre soția lui, regina Camilla. În prezent, aceasta a preluat majoritatea atribuțiilor suveranului, după ce problemele de sănătate ale regelui Charles s-au agravat. În ultima perioadă, regina Camilla a avut mai multe angajamente publice în această perioadă, iar alături de ea au fost prințesa Anne și prințul William. În vara acestui an vor veni și vești bune pentru regina Camilla. După luni de chin, soția lui Charles va avea parte de bucurii și răsplată. Conform apropiaților soțului lui Meghan Markle, acesta se va întoarce în Marea Britanie luna mai pentru un eveniment din cadrul Jocurilor Invictus și este de așteptat ca în timpul călătoriei sale să-l viziteze pe tatăl său bolnav de cancer. Cu toate acestea, aceleași surse precizează și ce este dispus să facă pentru tatăl său bolnav, spunând că Harry știe că va fi jenant, dar este un moment în care trebuie să lase mândria și diferențele deoparte.